Guys, bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă spun că sunt puțin dezamăgită și, ca o paranteză, dacă se aude zgomot pe fundal, se lucrează în spatele blocului. Dar astăzi sunt puțin dezamăgită pentru că mi-a trimis cineva la un moment dat un mesaj cumva legat de faptul că dragostea le rabdă pe toate și dragostea nădăjduiește și nu așteaptă răsplată și mai știu eu ce. Și sunt de acord, da, dragostea le rabdă pe toate și nu așteaptă răsplată. Dar am mai spus asta într-un video, cred, la un moment dat, și ideea e că e o diferență foarte mare între a suferi alături de cineva pentru persoana aia, de dragul ei prin ce trece persoana aia, sau ea pentru tine prin ce treci tu și împreună alături să treceți peste greu. Și o altă treabă să suferi din cauza cuiva. Și ideea cu toate videourile pe care le fac în ultima vreme este că sunt dezamăgită și de faptul că mulți oameni se căsătoresc sau intră în relații ca să dea un sens vieții lor. Și cred că acest concept e foarte, foarte greșit. Și știu persoane care au făcut chestia asta. Văd în jurul meu oameni care ulterior s-au separat, că au zis, da, uite, am o vârstă, trebuie. Hai să mă căsătoresc, fac un copil și după aia n-am mai mers. Și aș vrea să se înțeleagă din materialele pe care le fac că nu promovez absența căsătoriei, nu zic nu te căsători în vreun fel sau nu intra într-o relație. Zic nu fă asta mai repede decât trebuie. Nu fă asta dacă nu simți cu adevărat să fii cu omul ăla, dacă nu simți că rezonezi și că te regăsești în persoana cealaltă, dacă nu există conexiunea, legătura aia sufletească între voi. De asta zic și de asta fac aceste materiale, în speranța că o să reușesc să trezesc anumite persoane, cu toate că nu vreau să-mi asum nici rolul de, nu știu, ghid al vieții altora sau mai știu eu ce, că Dumnezeu are planul lui cu noi toți, sau viață, sau universul, cum alegem să numim, dar cred că de multe ori ne grăbim, vrem să grăbim planul ăsta, nu avem răbdare, ne simțim foarte singuri, triști, ne agățăm de chestia asta și ne doare. Că vedem în jurul nostru oameni fericiți sau care par fericiți sau idealizăm relația dezastroasă a altora și haosul relațional din jurul nostru care într-un fel ni se pare normal, adică da, e normal să... și da, e normal să ai o relație la un moment dat, dar nu e normal să stai într-o relație care nu te face fericit sau nu-i sănătoasă pentru tine sau în care omul ăla în mod voit și deliberat nu se schimbă, nu vrea să vadă că ceva din el îți face rău ție și rămâne și tace în neștiința lui și în nechipzuința cu care acționează în defavoarea ta și a altora. Și cumva aș vrea să înțelegem, cum am mai zis și într-un clip anterior, că totul în viață are un timp anume și totul vine la momentul potrivit dacă avem răbdarea necesară și dacă suntem conștienți și lucrăm la noi înșine să fim noi mai buni decât am fost ieri, nu decât alții, ci mai buni decât am fost noi ieri. Și să nu ne agățăm, să încercăm să dăm sens vieții noastre printr-un obiectiv, printr-un scop, prin ce facem în primul rând pentru noi și prin efectele pe care ce facem pentru noi le are pentru cei din jurul nostru. Prin efectul
care se creează prin îmbunătățirea noastră de zi cu zi, da? Pentru că tot ce suntem noi are efect față de persoanele din jurul nostru, părinți, prieteni, iubiți, familie și așa mai departe, prin modul în care ne purtăm. Și atunci, asta aș vrea, cu asta aș vrea să rămâneți din clipurile mele. Nu să credeți că vă zic, vai, nu te căsători rău, să ai o relație rău, să te căsătorești sau mai știu eu ce, sau axează-te pe făcut bani și lasă... Nu, pentru că, până la urmă, dacă ești într-un moment din viață în care e firesc să ai o relație sau vine posibilitatea de o relație, ți-o asumi și mergi mai departe în direcția aia și te construiești prin relația respectivă. Dar asta vreau să zic, să fim atenți în ce relații intrăm, cu cine, de ce intrăm în relația respectivă, da? Să nu intrăm într-o relație pentru că ne simțim singuri, triști, neiubiți, că simțim că nu ne vrea nimeni și vai, abia aștept, ia-mă tu, că nu știu ce. Nu, astea nu sunt motive sănătoase de a intra într-o relație, ok? Asta vreau să înțelegem din clipurile pe care le fac. Și să ne autoeducăm constant și să fim cât mai conștienți de noi. Sper că v-a fost util și clipul de azi, sper că vă este util tot ce fac. Aveți grijă de voi, abonați-vă, fiți alături de mine în călătoria asta, că totul în viață e o călătorie. Și nu desnădăjduiți, aveți răbdare. Fiți concentrați pe ce aveți voi de făcut în viața voastră, pentru voi, pentru creșterea voastră personală, profesională, spirituală și așa mai departe. Și restul se va adăuga, da? Cum se și spune, căutați împărăția lui Dumnezeu și totul se va adăuga vouă, da? Grijă de voi! V-am pupat! Pa!